5. Toți au completat aceste formulare. Da. Când spuneți? Trebuie și martorul să semneze. Martorul trebuie să semneze. Da, dacă aveți somn. Da. Martor, atunci trebuie și martor să... O să depună declarație. Sau trebuie să... Dați și un formular să-l semneze. Da, eu dau un formular. Bună dimineața, domnule și domnule. Astăzi, data 7 octombrie anul 2019, declar audierele deschise privind rantierul dosarul numărul 148/19, pornind după plângerea Asociației Obștești Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități în interesele domnului Alec Adrian Murat, împotriva SC 47 paralel SRL, deci rețeaua supremă acțiunii drogului. La audierele s-au prezentat părțile, practic o parte, deci petiționarul și nu s-a prezentat partea reclamată, pentru un proces verbal care este tot așa, avem în registrare audio, vă rog prezentați, spuneți numele dumneavoastră și cine sunteți, în ce calitate. Domnul Bat. Скажите, пожалуйста, как вас зовут для протокола? Олег Адриан Влад, моя фамилия Влад. И вы на данном процессе участвуете в качестве петиционера, заявителя? Да, заявитель. Окей, спасибо большое. Присаживайтесь. Георгий Босый, я репрезентант Ассоциации общества Центра на программу для персон с дизабилитетом. Центрокур, репрезентант ассистента. Mulțumesc frumos. Deci, dumneavoastră, vă rog, la fel prezentați. Oleg Brega, Curaj TV, activist civic, vreau să asist. Și vă rog să-mi permiteți filmarea. Da, nicio problemă și... Grigore Dumitru. Da, în ce calitate sunteți aici? Ca publicul? Da, ca să asist, vreau să asist. Doriți să asistați, ok, mulțumesc. Atunci nu interveniți, vă rog, pe parcursul procesului, puteți să asistați, dar fără intervenție. Eu sunt Evgeni Alexandru Golășapov, membru Consiliul și membru raportor pe acest caz. Sunt asistat la ședință de doamna Cristina Rodă, consultant principal în cadrul Direcției combaterea discriminării și suntem asistați de doamna Silvia Pomădeală, șef secției comunicare și management documentelor, tot așa în cadrul Consiliului. Domnul Vlad și domnul Gosei au fost deja ședințele Consiliului, deci cunoașteți procedura cum este organizată. Noi dăm fiecare părți vreo 20 de minute pentru a expune pe caz. Luând în calcul că reclamatul nu s-a prezentat, noi am verificat că citația a fost transmisă în mod corespunzător, dar reclamatul nu s-a ridicat această citația din poștă. Noi considerăm că putem să procedăm și putem să desfășurăm audierile
Plus la asta, noi am primit poziția reclamatului în scris, deci avem poziția reclamatului, fiecare putem să luăm în considerație. Deci, vă rog, dacă doriți să susțineți plângerea, dacă doriți să expuneți pe caz, aveți aceste 20 de minute și, în special, vă rog să vă referiți de ce considerați că această situație, cele întâmplate, deci a fost o situație de discriminare. Poftim. Bună ziua, stimată audiență, stimate domnule președinte a ședinței. Am depus prezenta cerere la 29 iulie 2019. Am depus-o în urma sesizării noastre, în calitate de asociație obștească, de către petiționar, de către Oleg Adrian Vlad, care ne-a telefonat și ne-a reclamat că, într-adevăr, la data respectivă, la data când s-a comis discriminarea, pe 21 iulie 2019, el se afla în supermarketul numărul 1, de pe adresa Mircea Cel Bătrân, numărul 2, în municipiul Chișinău. Avea scopul de a-și procura alimente și era însoțit de către câinele său ghid, are și un nume, Miau. Da? Și pentru a putea avea acces în unitatea de comerț invocată, a fost asistat de către un prieten, cum spune dumnealui, Vlad Alexeev, care să-l ajute să-și aleagă produsele. Totodată, câinele său ghid este un câine confirmat prin documente, o să le spun mai târziu, este acel asistent, practic să-i spunem, care îl asistă în a se deplasa autonom, în de plină autonomie, prin locurile, în oricare loc, inclusiv în localurile publice. Imediat cum a intrat în holul supermarketului, a fost atenționat de către paznicii supermarketului că în magazinul dat nu este posibil de a intra cu câinele și să-și lasă câinele la ușă. Dumnealui a spus că are acces în magazinul respectiv, în orice magazin, de fapt, și poate să deplaseze cu câinele său, care este câine ghid. Nu este un câine simplu, de fapt, nu este un câine de distracție, un câine care să te recreezi cu el, care oricare cetățean din societate, orice om din societate poate să aibă. Și că este ajutat de către câinele dat de a se deplasa în spațiu, pentru a nu se, trebuie să se deplasa autonom. Numele paznicilor nu le cunoștea, deoarece, într-adevăr, am spus că este nevăzător, nu vede și, respectiv, nu a putut citi pe exonul lor cum se numesc, cine este, să se auto-identifice. El a rugat să cheme administratorul pentru a discuta cu el. Din spusele dumnealui, a lui Vlad Adrian, domnii de la fază l-au luat cuvinte niciodată și au spus că prea multe drepturi își cunoaște. După toate insistențele, după mai multe insistențe pe care le-a avut, totuși a venit o doamnă care tot nu s-a prezentat, cum se numește, și din discuțiile cu dumneavoastră, înțeles că este administratoarea magazinului respectiv, și dumneavoastră a spus că nu are drept să intre câinele în magazin, deoarece din motive de igienă și ar fi bine să lege într-un loc separat și să fie însoțit de cineva din personalul magazinului pentru a se deplasa prin teritoriul magazinului. Refuzul de a avea acces a câinelui ghid, potrivit administratoarei, este din cauza nemulțumirii multor cumpărători din magazin, a unui grup de cetățeni care nu dorește să vadă câini prin holurile magazinului și că câinele trebuie să... El nu are dreptul să fie însoțit de câinele respectiv, deoarece este un local de servicii publice și este un local de comerț și este riscul de a fi contaminate alimentele din cauza câinelui. În tot timpul cât a vorbit cu administratoarea, s-a apropiat de el cineva și pe un ton amenințător le-a spus paznicilor să fie scos din magazin și să nu facă gălăgie. Cum am spus, deoarece el nu vede, el nu știe precis cine și cum s-a apropiat. Asta a fost casier, iar el... Să vorbesc.
Și de, din cauza că a fost lovit cu un punct, a avut o reacție de autoapărare, începând să apere, are un băț de ghidare, un băț de orientare și a ridicat bățul în sus, ca un reflex împotriva acțiunilor agresive ale cetățeanului respectiv. După acest incident a venit firma de securitate Berg, el totuși nu a mai intrat, nu i s-a dat voie să intre cu căinele ghid în magazin și a fost rugat să iasă din magazin. De fapt, deja a venit poliția și a înregistrat tot cazul. Eu nu știu cum s-a rezolvat până la urmă intervenția poliției, poate mai multe detalii ne dă petiționarul. El, la fel, le-a lămurit polițiștilor incidentul, le-a lămurit circunstanțele în care s-a petrecut cazul respectiv și a depus o plângere la poliție să fie luate măsuri împotriva administratorului, împotriva magazinului, de fapt, și împotriva personalului de servire a magazinului care i-a restricționat accesul cu câinele ghid. Prin evenimentele descrise, din punct de vedere a petiționarului și din punct de vedere a asociației obștești care o reprezint, se vădesc acțiuni discriminatorii directe din partea magazinului dat, din partea supermarketului numărul 1. Noi l-am auto-identificat prin intermediul sistemului de căutare a întreprinderilor, este SRL 47 paralel. De fapt, am văzut în explicații că deja apare compania ABC Gourmandis, poate o fi, nu știm organizarea internă a magazinului dat, dar știm că pe frontospiciu, pe magazin scrie numărul 1 și asta este o rețea administrată de compania 47 paralel SRL. Noi am spus că am identificat prin acțiunile date o acțiune discriminatorie și am spus că câinele ghid îi permite petiționarului să se deplaseze autonom în orice spațiu public și doar câinele ghid îi permite accesul, cu o persoană nevăzătoare total și el îi permite persoanei date să se deplaseze autonom în spațiu. Am menționat în plângere prevederile legii 121 privind la asigurarea egalității și anume prevederile ce țin de acomodare rezonabilă, care se definește ca o modificare sau adaptare necesară și adecvată într-un caz particular, cum este cazul petiționarului, ce nu impune o sarcină disproporționată sau nejustificată când este nevoie pentru a asigura unei persoane în cazuri stabilite de lege exercitarea drepturilor și libertăților în condiții egale cu ceilalți membri ai societății. Reșind în prevederile care citate mai sus, am concluzionat că acțiunile personalului și inclusiv și a magazinului, a rețelei de magazine supermarket numărul 1 din strada Mircea cel Bătrân numărul 2, prin refuzul de a permite accesul câinelui ghid în magazin, a reprezentat un comportament discriminatoriu care l-a dezavantajat în raport cu ceilalți membri ai societății de a se deplasa autonom în spațiu. Motivele ce au determinat comportamentul dat discriminatoriu nu sunt relevante în asemenea caz, deși am să fac referire și la ele în clipile ce urmează. Menționăm că petiționarul Oleg Adrian Vlad nu are posibilitatea de a se deplasa autonom decât cu ajutorul câinului ghid sau a băiețului ăsta. Eu nu știu dacă el poate folosi, dar cel puțin câinele ghid îi permite să se deplaseze autonom. Mai mult, normele naționale și internaționale, printre care articolul 2 și 9 alineatul 1 din, și 20 din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, prevede obligația autorităților statului, a actorilor din mediul privat, inclusiv și a instituțiilor publice de comerț, de a întreprinde măsuri de acomodare rezonabilă. În asemenea tratament ce duce la excluderea persoanei din posibilitatea exercitării efective a unui drept garantat de lege, constituie un fapt de discriminare și este interzis de lege. Am menționat la capitolul 2 din plângere elementele constitutive ale discriminării și am făcut referire la tratamentul mai puțin favorabil, ce se manifestă prin refuzul de a întreprinde măsuri de acomodare rezonabile și anume refuzul accesului câinelui ghid a persoanei cu dizabilități severe de vedere total nevăzătoare în localul instituției de comerț numărul 1 și am menționat că potrivit articolului 8 alineatul 6 din legea 60 prin incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități reprezintă discriminarea persoanelor cu dizabilități inclusiv refuzul de creare a condițiilor favorabile de adaptare rezonabilă
ce conduc la imposibilitatea sau complicarea recunoașterii, îndeplinirii sau folosirii drepturilor. În calitate de comparator este prezentat de alți cumpărători ce vizitează supermarketul numărul 1, ce nu suferă de dizabilități de vedere sau alte tipuri de dizabilități și sau nu folosesc cânele ghid pentru a se deplasa de sine stătător. Victima este Oleg Adrian și comparatorul sunt, adică victima discriminării și comparatorul sunt plasate în situații similare, întrucât ambele grupuri beneficiază de același serviciu public, servicii publice de comerț. Dreptul recunoscut de lege în exercitarea căruia petiționarul Oleg Adrian Vlad a fost discriminat este dreptul la libera circulație și protecția persoanelor cu dizabilități, drepturi prevăzute de articolul 27.51 din Constituție și articolul 20 din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, și anume dreptul la mobilitate personală. De asemenea, în cazul dat din partea personalului supermarketului numărul 1, au fost încălcate și prevederile articolului 8 din legea 121, potrivit care este interzisă orice formă de discriminare privind accesul persoanelor la vânzarea sau închirierea de bunuri mobile sau imobile sau alte servicii și bunuri disponibile publicului. Criteriul în baza căruia reclamantul a manifestat un tratament mai puțin favorabil este dizabilitatea severă de vedere, ce implică necesitatea folosirii inclusiv a cânelui ghid. Criteriul dizabilitate este protejat, am spus, de legea 121 cu privire la asigurarea egalității, de legea 60 cu privire la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și de Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Am menționat că Curtea Europeană a Drepturilor Omului a examinat criteriul dizabilitate ca unul din criteriile protejate prin prisma sintagmei orice alt criteriu. Refuzul reclamantului de a întreprinde măsuri adecvate de acomodare rezonabilă nu are o justificare obiectivă și rezonabilă. În sensul jurisprudenței curții, s-a menționat că măsura excluderii unui grup de persoane dintr-un drept garantat de lege trebuie să justifice prin motive foarte serioase. Eu am citit explicația magazinului și ei și-au justificat acțiunile sale prin, de fapt, spune că justificare obiectivă și îi tras cu liniuță, prin faptul că prin refuzul care l-au înaintat petiționarului, ei și-au protejat cumpărătorii de eventualele riscuri de intoxicare a alimentelor sau a produselor din rețeaua, din localul instituției de comerț. Și-au făcut referire la o serie de legi care, potrivit asociației noastre, urmează a fi completate, urmează a fi modificate, deoarece în ele nu se regăsesc prevederi ce ar permite accesul câinilor ghid în aceste localuri. Au făcut referire la legea 36 privind siguranța alimentelor și e scris că pentru a elimina riscul de combinare și deteriorare a alimentelor se pot impune anumite restricții, inclusiv pentru a exclude riscurile date. A făcut referire la hotărârea Guvernului privire la prestarea servicii de alimentație publică, care iarăși spune că se interzice prezența sau întreținerea animalelor domestice, păsărilor în unități, inclusiv la mansardă, și iarăși nu se face referire la prevederile legii 60, la Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, care expres prevede în articolul 20, în legea 60, articolul 20 prevede expres posibilitatea de a avea acces cânele ghid în orice local fără nicio restricție, inclusiv în mijloace de transport sau în mijloace de comerț. Cred că supermarketului a fost mai convenabil să facă referire la anumite prevederi legale care prevăd restricția, decât să facă o referire la prevederile legale care permit accesul câinilor ghid în aceste localuri. Mai departe, noi am menționat temerile drept pe care ne-am bazat plângerea, și anume Convenția ONU, o serie de articole care membrilor Consiliului le sunt cunoscute, fiindcă fiecare dată facem referire la ele. Ne-am bazat plângerea pe prevederile Constituției Republicii Moldova, și anume articolul 1 alineatul 3, care prevede că Moldova este un stat democratic, un stat de drept, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile lui reprezintă valori supreme și sunt garantate. Dar cum am văzut din plângere, sunt garantate, dar nu la toți.
Și a menționat și articolul 16 din Constituție, care spune că toți cetățenii sunt egali în fața legii fără, și autorităților publici, fără nicio deosebire și fără niciun criteriu. Iarăși, legea 121 a făcut referire la ea și este interzis orice formă discriminare prin accesul persoanelor la servicii de transport, vânzări, închirieri, alte servicii bune sau disponibile publicului, articolul 2. Am făcut referire la articolul la legea 60, este o lege foarte bună, și anume la articolul 5, litera A, D, E, H, I, J, K, care protejează drepturile persoanelor cu dizabilități. Și am făcut referire și la alineatul 5 din articolul 20, legea 60, care prevede că câinele ghid care însoțește persoana cu dizabilități are acces liber și gratuit în toate locurile publice și mijloacele de transport. Și în final am făcut referire și la articolul 14 din Convenția Europeană privind drepturile persoanelor cu dizabilități. În temeiul plângerii înaintate și a dezvăluirii care am făcut-o până acum, solicităm să fie admis prezenta plângere, să fie constatată discriminarea directă pe criteriu de dizabilitate severă de vedere în acces la servicii publice de comerț din partea supermarketului numărul 1 față de domnul Oleg Adrian Vlad, acțiuni ce s-au petrecut la 21 iulie 2019 și între orele 19:50-21. De fapt, ele s-au petrecut și ulterior, fiindcă până la urmă am înțeles că câinele ghid totuși nu i-a fost permis accesul în acest magazin, deși în alte magazine, o să spui, inspecționarul a putut avea acces, și anume manifestată prin refuzul de a întreprinde măsuri de acomodare rezonabilă în vederea accesului liber a câinelui ghid în localul public de comerț a supermarketului numărul 1. Și anume, magazinul situat pe bulevardul Mircea cel Bătrân. De fapt, nu contează magazinul, fiindcă el este o parte, componenta agentului economic. Și anume, i s-a refuzat acces liber la servicii publice de comerț prin asigurarea mobilității personale, ținând cont de dizabilitatea lui Oleg și de necesitatea utilizării câinului ghid pentru deplasare autonomă și mobilitate. Am să fac referire și la plângerea care, de fapt, nu e plângerea, e opinia agentului economic, în care, practic, el și-a recunoscut acțiunile discriminatorii și, până la urmă, a menționat o sumedenie de motive, o sumedenie de justificări obiective și rezonabile cu trimitere la acte normative care, din punctul nostru de vedere, asociația ar urma să fie modificate în sensul ajustării acestor acte normative la prevederile Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități și la a legii 60 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. Ei au menționat că interesele altor consumatori sunt prioritare față de situația sau de poziția persoanei cu dizabilități de vedere care utilizează un câine ghid. Au menționat că restricționarea câinilor ghids s-a făcut în scopul de a elimina riscul de contaminare sau deteriorare alimentelor, existând riscul posibilității ca câinele să se răpadă la alimente, să le mănânce, să le distrugă, sau posibilitatea de a paraziții de pe animal să nimerească pe, nu știu, pe produsele alimentare și să le deterioreze, să le contamineze cu acești paraziți. Au fost menționate prevederile actelor normative care am spus mai sus și a zis că a făcut referire și la practica Curții Europene care dă posibilitate de a justifica obiectiv anumite restricționări de drepturi. Dar, cum am spus și mai anterior, restricționarea drepturilor persoanelor cu dizabilități nu este justificată în cazul dat, deoarece o serie de acte normative, o serie de tratate internaționale prevăd acomodarea rezonabilă care este posibil de a fi dat persoanei cu dizabilități, și anume câinele ghid este un mijloc de acomodare rezonabilă în situația unui nevăzător cu vedere total nevăzător, care practic câinele reprezintă un însoțitor care îl ajută pe persoane cu dizabilități de vedere să se deplaseze autonom în spațiu. Iarăși,
Ei au menționat că nu s-a stabilit existența unui tratament mai puțin favorabil și au menționat că i s-a dat posibilitatea de a fi însoțit de un angajat al magazinului, ceea ce din punctul de vedere a petiționarului a reprezentat o jignire, o lipsă de bun simț. El a menționat că se poate deplasa autonom pe teritoriul unității comerciale cu ajutorul hânelui sau ghid care a fost învățat și am anexat la plângerea dat o serie de documente care au atestat în primul rând dizabilitatea severă de vedere a petiționarului, a doilea sunt o serie de documente inclusiv din Federația Rusă și din Republica Moldova care au identificat câinele respectiv ca câine ghid, câine care a fost instructat și am să... Chiar zilele astea m-am interesat cât costă instruirea unui câine ghid. În Marea Britanie să instruiești un câine ghid pentru o persoană acceptăți, te costă 70.000 de euro. Este un preț mult mai mic în România, este la 10.000 de euro. Sunt instituții, asociații de crescători de animale și asociații care ajută persoanele acceptăți să-ți instruiască un câine ghid. Și costă la 10.000 de euro. Și iarăși pe am găsit pe diferite site-uri cine este câinele ghid. Câinele ghid este nu este un câine de distracție, nu este un câine simplu. Este un câine special instruit de către asociațiile de crescători de animale care ajută persoanele cu dizabilități de vedere să se deplaseze autonom în spațiu. Și eu am menționat că câinele ghid nu este un GPS, adică el nu te duce, el nu cunoaște adresa, îi spui du-mă pe adresa cu tare sau cu tare. El este instruit în așa fel ca persoana cu dizabilități de vedere să, când ajunge la o barieră sau la un obstacol, să fie evitat acest obstacol, chiar dacă persoana cu dizabilități de vedere îi dă comanda să meargă mai departe, câinele ghid nu merge dacă vede o barieră, vede o groapă sau vede o barieră, el se oprește și se tupilează și se oprește și nu se duce mai departe. Este un câine special instruit. Am văzut că nu știe să interpreteze culoarea semaforului, el depinde doar de comenzile persoanei cu dizabilități. Comenzile sunt simple, dreapta, stânga, înainte, înapoi. Și v-am spus că câinele ghid este instruit în câteva etape. În primul rând, el este crescut de mic, este instruit pentru de dresor special. După asta, o perioadă anumită, câinele ghid este instruit împreună cu persoana cu dizabilități de vedere pentru a se acomoda, pentru a da posibilitate ca persoana cu dizabilități de vedere să fie un tot comun cu câinele. Adică, și el doar te ajută să eviți anumite obstacole, să te deplasezi autonom în spațiu. Nu te duci pe adresă, la școala numărul 1, spre exemplu. Câinele ghid nu are așa capacități, până la urmă este un animal. Și pe site-urile societăților care ajută să crești câini ghid, se menționează cum ai putea fi util unei persoane cu dizabilități de vedere. Adică, și inclusiv din discuțiile pe care le-am avut atunci în fața magazinului, fiindcă am fost și eu a doua zi, administratorul a menționat că uite, câinele ghid ar urma să aibă o lesă permanent și să aibă și o botniță. Dar sunt cazuri când câinele ghid urmează să ia ceva de jos, o gentuță, un portmoneu, niște chei. Adică este necesar ca el să nu poarte botnița respectivă, deoarece sunt alese așa rase de câini care să nu fie agresive în societate. Am văzut că câinele, petiționarul este de rasa Collie, este o rasă de câini care nu este agresivă, cum ar fi, de exemplu, pitbull-ul sau alte rase de câini care sunt create pentru a fi agresivi. Și iarăși argumentul că nu purta botnița decade, deoarece
nu este necesar ca câinele ghid să poarte botniță cum este pentru alte categorii de câini. Am mai găsit în codul contravențional și nu știu cum poliția a reacționat până la urmă, că trebuie urmează pensionarul împreună să ne documentăm, să avem acces la informații, dacă a fost pornită o cauză contravențională pe articolul 71 prim din codul contravențional, și anume discriminarea privind accesul la serviciile și bunurile disponibile publicului.